Manicură semipermanentă pas cu pas am să îți arăt în acest tutorial de manicură, draga mea urmăritoare. Bine te-am găsit și bine ai venit pe canalul meu. Iată ce manicură frumoasă mi-am realizat și o să îți arăt pas cu pas în acest tutorial cum am realizat manicura cu ojă semipermanentă. Am început prin a înlătura o parte din materialul vechi, și anume topul, luciul unghiilor și bucăți din material care sunt desprinse, adică zone de lifting, zone în care este deja intrat aer sub gel. De fapt, eu nu am gel, eu am o ojă semipermanentă pe manicură, pe unghiile mele. Așadar, înlătur zonele unde este desprins cu bitul de pe distrident+.ro, ce are codul M303. Dar toate codurile biturilor și detaliile produselor ce le folosesc în tutorial le găsești în descrierea acestui video sau chiar și în comentarii, în primele comentarii de sub video. Am terminat de înlăturat materialul vechi cu bitul de gel de pe distrident+.ro, iar acum cu flacăra roșie, ce are codul D218018, voi desprinde ligamentele folosind freza pe forward la 15.000 de turații de la mijloc spre stânga. Și voi desprinde bine, bine, voi încerca să curăț cât mai perfect sub cuticulă. Acea foiță care și acum se vede, o voi mătui cu bitul flacără roșie până când se elimină absolut tot. Nu apăs, după cum spuneam, nu am turații multe la freză, așadar nu se întâmplă nimic pe placa unghială naturală. Deci, fără grijă, draga mea urmăritoare, poți să faci și tu la fel ca și mine. Eu am freză maraton. Eu achiziționez frezele maraton de pe site-ul nailshop.ro. Am 7 freze de-a lungul anilor. Am cumpărat și pentru cursantele mele. Apropo, despre cursante, vreau să-ți spun de mega oferta, ultima mega ofertă de anul acesta, 2020. Apropo, draga mea urmăritoare, când vizionez cursuri, să fii atentă la data videoclipului, pardon, tutorialului, nu cursuri, scuze. Când vizionez tutoriale pe YouTube, să te uiți și la dată, pentru că poate fi unul vechi, în tendințe vechi. Da? Sau chiar cu informații eronate, vechi, de acum câțiva ani. Deci, din 2020 este acest tutorial pe ultima 100 de metri din 2020. Așadar, am o mega ofertă, cel mai mic preț pentru cursul de bază avut vreodată. De la 1800 de lei, acum este redus la 1300 de lei, draga mea urmăritoare. Mai am o grupă de curs săptămâna viitoare în 14-19 noiembrie, dacă nu mă înșel, sau 16-21 cred că vine, săptămâna viitoare, și dar nu știu dacă reușești să te înscrii, să participi până atunci. Haide în privat pe Facebook sau Instagram cu numele dascălui Ionela Ana. Să-ți dau detalii despre curs și cum te înscrii dacă dorești să vii săptămâna viitoare. Mai sunt 4 locuri disponibile, dar cu siguranță poți să te înscrii la grupa din 14-19 decembrie 2020. Așadar, dă fuga repede pe Facebook sau Instagram cu numele meu, dascălu Ionela Ana, și scrie-mi mesaj privat să-ți ofer toate detaliile, cum procedăm cu avansul și cum faci să vii la curs. Crede-mă, un așa preț nu este de ratat. Iată, am terminat de lucrat cuticula și pe partea dreaptă, adică pe reverse, aceleași turații, 15.000, și acum este foarte, foarte curată, arată impecabil de bine. Acum o voi ridica cu bitul galben de 10, 20, 31. Același bit este și de, tot de pe distrident. Atenție, dacă pe distrident+.ro
îți placez o comandă de 10 bituri la 5,90 lei, pune codul Ionela în secțiunea descriere, comentarii, acolo unde poți să scrii că vrei un cadou sau vrei ceva special. Scrie codul Ionela și primești al 11-lea bit gratuit. Deci folosește-te de codul Ionela dacă comanzi cel puțin 10 bituri la 5,90 lei și îl primești pe al 11-lea gratuit. Draga mea urmăritoare, iată cum arată cuticula după ce am și ridicat ligamentele, da? Urmează acum să tai cuticula, iată ce cuticulă bogată, deși nu s-ar fi văzut așa până să o desprindem. Urmează să tai cuticula cu forfecuța Stalex Pro exclusiv 21x1, care după cum vezi are vârful ușor îndoit, ușor arcuit. Este prima mea forfecuță de genul acesta, dar să știi că îmi place foarte mult, deși e puțin ciudățică, se ține un pic mai dificil în mână, dar lucrează foarte, foarte bine și dacă faceți pașii ăștia, cum am făcut eu un tutorial și aveți aceste instrumente și materiale, inclusiv freză, mă refer, una bună, calitativă, care să nu aibă turații sau vibrații în stilou, crede-mă, draga mea urmăritoare, că nu ai cum să nu ai astfel de rezultate cum am eu. Dacă totuși nu ai sau vrei să ai, te aștept la cursul meu de bază de săptămâna viitoare, 16-21 noiembrie 2020 sau și mai sigur la cel din decembrie, 14-19 decembrie, la care mai am doar 3 locuri disponibile, draga mea urmăritoare. Cât mai repede haide în privat pentru detalii, ca să îți spun cum facem cu avansul să particip. Așa un preț mic la cursul de bază de unghii tehnice nu voi mai avea niciodată. Cursul de bază de unghii tehnice durează 6 zile și este potrivit atât celor începători de la zero, cât și celor care au mai lucrat în domeniu, chiar dacă au un curs de bază sau nu, dacă nu se simt stăpâne pe situație aceste fete și tu te afli în această categorie, te potrivești pentru cursul de bază. Cursul de bază, după cum spuneam, durează 6 zile. În prima zi se face toată ziua teorie și desene și despicăm unghia în 4. În a doua zi se face o josem permanentă pe unghia ta, adică îți lucrezi pe mânuța ta stângă. În a treia zi întreținere, a patra construcție pe șablon. Se bifiază ca și modele, design-uri, baby boomer-ul și French de suprafață. Iar în a cincea și a șasea zi se repetă, doar că în două zile facem tehnica de pilire cu pilire și în alte două zile facem tehnica fără pilire, adică cu gel autonivelant. Draga mea, acum urmează să aplic nail prep pe unghiuța mea. Am schimbat puțin gama de produse de bază și folosesc acum Emi. Așadar, aplic nail prep Emi, după care ultra bond și apoi baza lichidă. În următoarea etapă, adică în următorul video din acest playlist, de aceea te invit să rămâi pe acest playlist și să dai, să vezi următorul video, da, la final. Să nu treci pe alt video de al altcuiva sau chiar și de al meu, ci să rămâi pe video ca să vezi continuarea. De asemenea, ai link în descriere și fixat în primul comentariu pentru următorul video, în caz că nu-l găsești. Deci în comentarii sau în descriere ai linkul următorului video, următoarei părți. În următoarea parte îți voi arăta cum aplicăm rubber base-ul, deci baza gam de o josem permanentă, cum realizăm blicul, apex-ul perfect și cum aplicăm culoarea cât mai aproape de eponichium, nu de cuticulă, pentru că cuticula deja am tăiat-o cu forfecuța, draga mea urmăritoare, deci cât mai aproape de eponichium. Draga mea urmăritoare, rămâi cu mine în următoarea parte a acestui tutorial ca să îți mai spun și alte informații, noutăți despre cursurile mele, pentru că am și o surpriză, ceva cursuri de Crăciun la super preț, așa că vino și vezi și următorul video, următorul tutorial, partea a doua a tutorialului o josem permanentă pas cu pas.
Te pup, draga mea! Ne vedem în următoarea parte!